Bună seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. A început săptămâna a cincea din noul an epidemiologic, potrivit limbajului medical. Astăzi tragem concluziile cu privire la traiectoria virusului SARS-CoV-2 din prima lună anului 2021. Doar câteva constatări. Avem mai puține cazuri înregistrate, dar un număr încă constant și alarmant de cazuri grave și foarte grave. Rata de contagiozitate s-a mărit, deci în viitorul apropiat ar putea urma o nouă explozie a numărului de cazuri, spun medicii. Vaccinul este primul în lista instrumentelor de luptă. Autoritățile au început procesul de stabilire a centrelor de vaccinare anti-COVID-19, dar și de pregătire a sistemului de sănătate pentru recepționarea, distribuirea și organizarea campaniei de vaccinare a populației. În același timp, țările lumii au făcut și primele constatări post-vaccinare. Israelul anunță o scădere cu 60% a spitalizărilor pentru vârstnicii de peste 60 de ani la 3 săptămâni după prima doză de vaccin, iar o monitorizare efectuată în rândul angajaților unui spital din Roma denotă dezvoltarea anticorpelor împotriva virusului la 21 de zile după administrarea primei doze de vaccin. E necesar totuși să rămânem concentrați pe măsurile de protecție, pentru că vorbim despre un virus care până în prezent a ucis peste 2 milioane de persoane în întreaga lume și a infectat 10 de milioane, dar și a infectat grav economia mondială. Așadar, în ediția de astăzi, analizăm evoluția situației epidemiologice și vorbim despre demararea campaniei de vaccinare. Fiți alături! Luna care a trecut ne-a încurajat cu indicatori în descreștere semnificativă a numărilor de cazuri. Dacă de la începutul pandemiei în municipiul Chișinău s-a înregistrat o creștere permanentă a incidenței la 100.000 locuitori, cu atingerea nivelului cel mai înalt, 1.863 cazuri în luna decembrie, atunci, în a doua jumătate a lunii decembrie, se atestă o descreștere prin COVID-19 de la 1.032 de cazuri la 100.000 locuitori, până la, în ultimele 14 zile, până la 325 de cazuri înregistrate în ultima săptămână. Dar totuși rămânem în vigilență, deci incidența pre COVID-19 se menține la un nivel mai înalt de 100 cazuri la 100.000 locuitori. În municipiul Chișinău se va menține codul roșu de alertă și stare de urgență în sănătatea publică. Se duc tratativele pe câteva platforme și una din ele, deja o cunoașteți foarte bine, este platforma COVAX. Deci vom primi răspunsul acum, peste câteva zile, când va veni vaccinul COVID-19 și acesta va fi doar o proporție din procentul inițial din acord. Ulterior, acest vaccin va fi livrat către punctele regionale și către instituțiile medicale. Deci vaccinul se păstrează 5 zile la temperatură de +2, +8, atât timp au lucrătorii medicali pentru distribuire și administrare acestui vaccin în condiții sigure. Vaccinarea la 20% din populație nu ar opri transmiterea bolii, dar ar permite evitarea sau diminuarea cazurilor grave și diminuarea complicațiilor. Deci asta ar fi o așteptare argumentată, naturală, de la sine, dar de ce anume acest grup țintă ar fi bine de imunizat dacă este vorba de posibilitățile de 20%. Imunizarea începe, în momentul în care m-am vaccinat, la aproximativ 10 zile de la prima administrare. Dar efectul maxim este undeva la o săptămână după ce mi-am făcut și rapelul. Din acel moment pot să consider că titlul de anticorpi este la un nivel maxim. E adevărat, nu există vaccin care să fie 100%. Faptul că avem o eficacitate la vaccinurile de pe piață împotriva SARS-CoV-2 de peste 94%, 94-95%, este un efect foarte bun, trebuie să luăm în calcul acest aspect.
nu este nicio diferență între tratamentul pentru tulpina veche sau tulpina nouă. În plus, măsurile de protecție sunt la fel și cred că aici este important de subliniat faptul că în Marea Britanie, în Londra, în special, măsurile de protecție au fost, dar nu au fost atât de stricte cum au fost, de exemplu, în prima perioadă. Deci, noi cel puțin clinicienii considerăm că există totuși o influență și din partea nerespectării a măsurilor de protecție pentru creșterea numărului de pacienți, creșterea atât de mare a numărului de pacienți. Nu este doar vina virusului. We're seeing variants. We've seen different viruses, variations. That's what a variant actually means, where the virus has a small variation in its genetic code. It doesn't necessarily mean that the virus behaves any differently. You see that amongst humans all the time. We have slightly different genetic codes. That's why we sometimes look different and we act different. It's exactly the same. It doesn't mean we are fundamentally different. These viruses, these variants are not fundamentally different to the previously circulating strains. They have differences, and those differences may affect the way in which the virus binds to human cells, or it may affect the way in which the virus can reproduce itself successfully in the human body. What it hasn't changed is the way in which the virus transmits. So therefore, all of the measures we already have in place, like hand hygiene and physical distance, and reducing the number of people you're in contact with, and reducing proximity to people, reducing the time you spend with people, wearing masks, ensuring you're in a properly ventilated space, these are the things that will still work. Despre incidența infectărilor și datele actualizate privind controlul infecției, inițiem discuția. Invitatul din această seară este domnul Alexei Ceban, medic epidemiolog, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara! Domnule Ceban, practic suntem în a doua lună din an. Cu ce date, cu ce cifre începem acest calendar epidemiologic la acest început de februarie? Desigur că avem și note pozitive, dar totuși ele au rămas pe undeva foarte mici, ascunse într-o parte. Vorbim de o incidență care este mai mică comparativ cu lunile din decembrie, cu luna decembrie, spre exemplu, când am avut practic câte 10.000 de cazuri practic săptămânal. Acum avem 3.600 de cazuri săptămâna aceasta. Am vorbit despre o scădere semnificativă, dar totuși trebuie să rămânem vigilenți, deoarece săptămâna aceasta am avut o sporire cu practic 7% față de săptămâna precedentă. Virusul nu retrage, virusul rămâne pe aceleași poziții, poate fi chiar și mai agresiv de cum a fost până acum. Am avut o descreștere și practic se simte această relaxare a populației. Suntem la nivelul lunii septembrie anului trecut. Practic la același nivel, cu aceeași intensitate, dar nu uităm cât de panicați am fost în luna septembrie și acum parcă nu s-a întâmplat nimic și mergem cu pași fermi pentru o viață nouă, mai bună, dar toate acestea sunt așa, cumva mai mult ne ducem în eroare decât ar fi o realitate. Incidența rămâne practic aceeași ca și săptămâna trecută. Avem în jur de 200 de cazuri la 100.000 de populație. Avem o rată fatalității constantă, adică cazurile de deces fac aceeași proporție din numărul total de cazuri și acesta reprezintă în jur de 2 între 2. Dar totuși am observat o scădere a numărului de decese, în jur de 30%, dar aceasta este pe fundalul scăderii numărului de cazuri. Și au scăzut și numărul de vindecați. De asemenea, pentru ai cazuri mai puține, desigur și vindecați ai mai puține. Cu toate că rata de contagiozitate, numărul de reproducții efectiv, practic s-a mărit, este de 1,06. Repet, nu știu câtă oară, deci dacă am vorbit de 10 persoane confirmate pozitiv, înseamnă că noi vom avea 11 persoane care au intrat în contact cu ei și avem 11 cazuri. Deci, matematic, ne ducem la o creștere. Cu toate că 3 săptămâni în urmă am avut și 0,9 a ajuns la cotele acestei rate.
Deci suntem într-o mică creștere, eventual, conform prognozelor noastre, această creștere se poate accentua în următoarele două săptămâni, practic și în săptămâna aceasta care vine. Deci trebuie să rămânem foarte vigilenți și să aducem cu noi câte mai multe măsuri de protecție, dar să nu le încălcăm. Deci, practic, trebuie să rămânem încă foarte concentrați pe aceste măsuri de protecție și nemijlocit. La nivel social nu ar trebui să avem o memorie atât de scurtă, pentru că ați făcut această comparație cu situația din septembrie și ulterior ce a urmat. În același timp, vă întrebăm dacă cumva și aceste tendințe se regăsesc și în spațiul european sau regional și dacă în țările din proximitate urmărim aceleași fluctuații. Sunt tendințe de majorare, practic, pentru toate statele. Cu părere de rău, Spania și Portugalia, practic, au făcut un salt în numărul de cazuri și aceasta se poate fi explicată prin măsurile de protecție, dar și prin transmiterea noii tulpini, care este puțin, are o viteză de răspândire mai mare. Unele studii spun că este aproximativ cu 50% mai contagioasă ca tulpina precedentă. Exact. Chiar pe 25 ianuarie, Organizația Mondială a Sănătății anunța că această tulpină se regăsește deja în 70 de țări. Timp de 10 zile s-a înmulțit cu încă 10 state. Practic, domnule Ceban, ar îngrijora, sau mai bine zis, ar îngreuna cumva apariția acestei mutații în ceea ce privește controlul pandemiei? Sau ar veni un alt val al pandemiei legat de aceste schimbări? Sunt prognoze, desigur vorbim acum doar de prognoze și estimări, nu putem vorbi cu certitudine. Desigur că tulpina se regăsește și în țările apropiate și ea poate fi, cred că, identificată și în Republica Moldova. De exemplu, secvențierea virusului se face și aceste tulpini sunt identificate, spre exemplu, în România sau în alte state. Totuși, trebuie să înțelegem că este foarte corect, cum ați spus, menționat dumneavoastră, că ne putem aștepta la lucruri noi, spre exemplu, la o creștere semnificativă a cazurilor. Și în același timp reiterăm instrumentele de luptă, iar primul în listă rămâne a fi vaccinul. Avem și niște termeni legați de furnizarea acestuia în Republica Moldova vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe platforma COVAX. Vă rugăm să veniți cu precizări. Da, în primul rând vreau să menționez încă o dată ce e această platformă COVAX. Este o inițiativă globală prin care toate vaccinurile să ajungă echitabil pentru fiecare stat. În această platformă intră și 92 de țări care vor primi câte 20% din populație acoperite cu dozele de vaccin. Adică 20% din Republica Moldova vor fi acoperite gratuit prin platforma COVAX. Adițional, Republica Moldova și-a manifestat interesul de achiziționare prin aceeași platformă a altor 30% pentru acoperirea 30% din populație cu doze la un preț preferențial. Adică avem practic acoperite 50% prin intermediul COVAX. Se duc negocieri cu alte companii. Deja știm cu toții că a fost un lot promis din partea țării membre Uniunii Europene România cu circa 200.000 de doze. Suntem și aici la faza de inițiere a acordurilor bilaterale, cu toate că Republica Moldova este pregătită pentru a recepționa acest lot chiar și în zilele următoare, pot să spun și să afirm chiar și mâine. Ce presupune acest nivel de pregătire? Pentru că vorbim despre stocare, distribuție, păstrare. Desigur. Deci prima etapă este aprobarea acestui vaccin la nivel național, adică Agenția Medicamentului cu ușurință poate înregistra un vaccin care a fost aprobat de către Agenția Europeană a Medicamentului și are o precalificare urgentă. Ce ar însemna aceasta? Ar însemna că noi avem 3 vaccinuri la moment aprobate de către EMA, și este Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca, printre care au și precalificarea de urgență a OMS-ului. Ulterior, aceste loturi, dacă vin în țară, ele sunt recepționate
ulterior transportate către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, unde există spațiu de stocare pentru fiecare tip de vaccin. Spre exemplu, chiar și pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, care este cel mai capricios, de la minus 60, minus 90, se păstrează la minus 70, avem stoc pentru spațiu pentru 200.000 de doze. 200.000 de doze care ulterior pot fi la necesitate majorate până la 800.000 de doze. Și vorbind în termeni, practic, dacă ne referim la acel termen de livrare, vaccinul ar putea ajunge în Republica Moldova la mijlocul lunii februarie. Da, vorbind acum, ne întoarcem iarăși înapoi la COVAX, am recepționat scrisoarea oficială în care a fost confirmat că la mijlocul lunii februarie vor fi recepționate primele loturi de vaccin. Primul lot de vaccin va constitui vaccin împotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, în jur de 25.000 de doze, sau mai precis 24.570. Ulterior, la finele lunii februarie, vom primi și alte loturi de vaccin AstraZeneca, în jur de 150.000 până la 250.000 de doze, în dependență de disponibilitatea acestui vaccin la capacitate de producere și distribuire. Practic, suntem asigurați pentru prima etapă de vaccinare, de acoperire a lucrătorilor medicali și aceasta este extrem de important pentru că grupurile de risc și trebuie să fie protejate, îndeosebi lucrătorii medicali. Practic, odată ce termenii de livrare sunt cât de cât definitivați, am putea vorbi despre un anumit calendar în ceea ce privește vaccinarea cadrelor medicale. Desigur. Acestea sunt în următorul mod aranjat. Deci trei etape a procesului de vaccinare. Prima etapă, lucrătorii medicali și personalul din cadrul centrelor de plasament temporar sau de lungă durată sau aziluri. Lucrătorii medicali vor fi acoperiți în jur de două luni, în dependență de procesul de achiziționare și livrare acestui vaccin, deoarece, desigur, noi cu toții vorbim că pe data, spre exemplu, la mijlocul lunii februarie, vom avea vaccinul. Atât timp cât vaccinul nu este depozitat la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, e foarte greu de a veni cu termeni foarte concreți. De aceea aproximăm cu două luni pentru prima etapă, ulterior pentru etapa 2 va fi în jur de 3-6 luni, pentru că fiecare dintre noi trebuie să cunoască că vaccinul se administrează în două doze. Pentru Pfizer-BioNTech la distanță de 21 de zile, pentru alte vaccinuri la distanță de 4 săptămâni. Și iarăși, dacă luăm doza de rapel, acest proces puțin se extinde. Domnule Ceban, de fapt, cât de sincroane și cât de compatibile ar fi campania de imunizare din Republica Moldova cu cele similare care deja s-au început în celelalte state din proximitate, nemijlocit cele din Uniunea Europeană? Aceeași experiență, pe baza acelorși recomandări internaționale, mergem pe elaborarea primelor puncte de vaccinare care vor fi activate în jur de 100 de centre de vaccinare pe întreaga Republica Moldova și anume pentru lucrătorii medicali. Ulterior vor fi și echipe mobile care vor vaccina personalul din centrele de plasament temporar și de lungă durată. La etapa 2 ne propunem ca punctele de vaccinare să fie deschise la un număr de peste 300 pentru a acoperi întreg arealul geografic și pentru etapa 3, unde este deja populația generală, se vor activa practic toate instituțiile medico-sanitare din cadrul asistenței medicale primare și vor funcționa de asemenea și echipele mobile. Încercăm să facem o comparație, să aflăm de fapt cum a demarat acest proces în România. Deci continuăm discuția deja despre primele constatări post-vaccinare, dar și despre prima lună a anului epidemiologic. Discutăm cu doamna dr. Diana Luminița Manolescu, director medical Spitalul Victor Babeș Timișoara. Bună seara, doamna doctor! Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Salut colegul medic epidemiolog din studio și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumim că ne sunteți alături. Deci, doamna Manolescu, vă întrebăm cum decurge procesul de imunizare la Timișoara. Care sunt acele, poate, prime constatări deja după vaccinare?
Da, vă mulțumesc. În Timișoara am trecut în faza a doua deja de vaccinare. În cadrul spitalului a funcționat un centru de vaccinare pentru personalul medical. Noi am terminat administrarea rapelului acum aproape două săptămâni și lucrurile au decurs foarte bine. Cred că am avut peste 500 de cadre medicale vaccinate în prima etapă și cele care au realizat deja și rapelul. Sigur, așa cum spunea și domnul doctor, e o întreagă infrastructură de organizare a acestui centru de vaccinare și, de fapt, a circuitelor până la urmă. Lucrurile au decurs bine, în sensul în care, sigur, am putut beneficia de aceste doze ca și prima administrare a lor la nivelul României și lucrurile au fost, sigur, gestionate foarte bine, în sensul în care la rapel au fost poate reacții adverse ușoare înregistrate în cadrul colegilor. Știu și eu durerea care e cunoscută la nivelul locului de injectare, au fost ușoare sindrome de tip mialgic, dureri musculare, dureri de cap, dar care sigur au cedat ulterior în decursul a 1-2 zile după administrarea vaccinului. Perioada de vaccinare, sigur, noi am avut un moment în care acest proces de vaccinare a fost ușor pus în stand-by, în pauză, pentru că furnizorul au fost probleme cu distribuția vaccinului, dar acest lucru s-a reluat de astăzi, plus că avem încă alte două vaccinuri care au fost deja aprobate. Deci urmează ca persoanele din faza a doua, adică persoanele peste 65 de ani, să fie cele care beneficiază acum de vaccinare, urmând în perioada următoare, sigur, să intrăm în faza a trei, iar acest vaccin să fie disponibil pentru întreaga populație. Doamna Manolescu, dacă am proiectat câțiva pași, când de fapt am putea observa și această interdependență dintre numărul de cazuri de infectare, dar și rezultatele imunizării? Da, sigur, e un pic prematur să spunem acum care este impactul vaccinării, pentru că numărul este încă destul de mic. Sigur, ar trebui să putem vorbi de o protecție în cadrul populației atunci când numărul celor vaccinați va depăși mai bine de jumătate din populație. De aceea e foarte important, inclusiv persoanele care sunt imunizate, să păstreze măsurile de siguranță în continuare, și anume să poarte masca, să existe igiena personală, să existe distanțarea, pentru că încă suntem la risc, ca să spun, în populația generală. Deci aici doream să ajungem, ar trebui în continuare, evident, respectate aceste măsuri cheie. De asemenea, purtarea măștii, echipamentului de protecție, inclusiv în rândul cadrelor medicale, pentru că vaccinul nu împiedică infectarea, dar împiedică apariția bolii. De asemenea, doamna Manolescu, vă întrebăm, odată ce practic acum statele lumii s-au ciocnit de această nouă mutație, și vă întrebăm dacă îngreunează cumva controlul pandemiei, apariția noii tulpini de coronavirus. Cât de temut ar fi o asemenea schimbare? Da, este, cred că, provocarea acestui început de an, această nouă mutație care a fost deja descoperită. Ceea ce ne îngrijorează este gradul cu care această tulpină se propagă în populație. Știm că are un grad de a fi mult mai contagioasă decât celelalte tulpini cu care suntem obișnuiți. Plus că mai este încă un dezavantaj, acela al identificării. Există încă puține centre care reușesc să facă secvențierea acestei tulpini. Deci în momentul de față nu știm exact care este gradul de penetrabilitate acestei tulpini în cadrul populației.
De aceea, cred că riscul cel mai mare este să renunțăm la aceste măsuri de protecție în următoarea perioadă. Pentru că chiar dacă suntem undeva într-o fază ușor descendentă, să spun, al celui de-al doilea val epidemiologic, care cel puțin în România, așa cum ați văzut din date și din statistici, a fost mult mai agresiv decât primul val cu care ne-a confruntat în primăvara-vara anului trecut. Nu știm ce ne va aștepta cu această nouă tulpină. Există aceste modele de predicție care deja s-au calculat în funcție de gradul cu care această tulpină se răspândește în populația generală. Și sigur, cifrele și datele nu sunt deloc încurajatoare. Vorbim, sigur, de posibilitatea ca acest al treilea val la care ne așteptăm până la urmă să fie mult mai agresiv de tot decât tot ce s-a întâmplat până acum. Odată ce acest diagnostic diferențial este unul complicat, totuși boala manifestată este supusă aceluiași tratament? Așa este. Până în prezent, din studii, nu s-a evidențiat o anumită modificare în ceea ce privește tabloul clinic, ca să existe, știu și eu, anumite semne care să ne indice dacă un pacient este contaminat cu noua tulpină sau nu. Cel puțin în cadrul spitalului încă nu avem vreun pacient care să-l fi confirmat cu această nouă tulpină, însă avem cazuri în țară, avem pacienți confirmați deja în mai multe orașe și sigur, sunt încă o dată subliniez doar cazurile pe care deja le-am identificat. E posibil să existe multe altele fără să le cunoaștem. Continuând acest gând, doamna Manolescu, am putea avea certitudini că vaccinul ar fi eficient inclusiv și împotriva acestor noi forme? Din ceea ce au spus producătorii, din datele care ni le-au pus sigur la dispoziție, vaccinul de la Pfizer este acoperă cumva sau asigură o protecție față de tulpina africană care a fost identificată în UK. Nu știm însă care este gradul de protecție al vaccinurilor care se află și sunt omologate deja pe piață referitor de celelalte tulpini. Vorbesc aici de tulpina din Brazilia, de exemplu. Și atunci e foarte important, sigur, că acest proces de vaccinare se continue, pentru că, în primul rând, asigură sau creează o protecție, un grad de anticor față de această infecție, fără să trecem efectiv prin infecție, deci este o imunizare controlată, fără reacții adverse decât cele minore, așa cum v-am spus mai devreme. În schimb, un pacient care trece prin boală și poate sau nu să dezvolte anticor și sigur nu toți pacienții care se infectează cu SARS-CoV-2 dezvoltă forme ușoare de boală. Sunt mulți pacienți care, sigur, pot dezvolta forme destul de severe, sunt mulți pacienți care ajung în terapie intensivă sau pacienți care decedează și atunci există, sigur, întrebarea de ce ne-am supune la acest risc de a dezvolta o boală cu posibilitatea de a nu dezvolta de fiecare dată anticorpi. Doamna Manolescu, cumva aceste mutații noi reiterează încă o dată importanța studiului continuu al virusului SARS-CoV-2? Este foarte important și cu cât acest virus, sigur, trece printr-un număr foarte mare, vorbim totuși de pandemie, vorbim de milioane de oameni prin care, dacă îmi permite să fiu plastic în exprimare, au trecut prin acești oameni și fiecare lasă un anumit grad de amprentă genetică și atunci, sigur, dacă facem studii și sunt convinsă că se vor face și după ce această pandemie se va sfârși, vom observa fără surprindere de altfel că poate tulpina cu care a fost identificată la începutul acestei pandemii nu se va mai regăsi spre sfârșitul ei. Este un fenomen normal, întâlnit și în alte pandemii de-a lungul timpului.
această posibilitate mare de mutație pe care un virus poate să aibă, cu cât perioada de timp care e expusă populația generală este mai mare, sigur, cu atât gradul de mutații sau numărul de mutații poate să fie astea. Deci, practic, sunt niște procese firești din experiența altor pandemii și a felului în care s-au schimbat și evoluat lucrurile. Doamna Manolescu, la finalul acestui dialog, vă rugăm să faceți o referință și felului în care se face față nevoilor momentului, la nivelul resurselor medicale, spitalicești, nemijlocit la Timișoara. Da, vă mulțumesc că mi-a spus această întrebare. Să știți că cu greutate, dar cu dedicare încă din partea personalului medical, a fost un an și este de fapt un an obositor pentru toată lumea. Ceea ce ne-a dat cumva speranța a fost această posibilitate de a ne vaccina și de a ne imuniza. Este încă un an, cel puțin acesta va fi încă un an dificil din acest punct de vedere. Vorbim de purtatul echipamentelor de protecție, de patologia în sine, de oboseala cadrelor medicale și nu numai a întregului personal care lucrează în spital. Cel puțin spitalul la care lucrez, Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, este spital de linia zero. Vorbim de primii pacienți care au fost confirmați, au fost pacienți internați în Spitalul Victor Babeș și în continuare avem constant un număr mare de pacienți internați de la începutul anului și în continuare o presiune foarte mare este pe sector de terapie intensivă. Pentru că cazurile severe, sigur, ajung acolo și atunci există de multe ori există situații, mai ales în vârful celui de-al doilea val epidemiologic, în care, sigur, spitalele erau suprapopulate, un număr foarte mare de cazuri care necesitau terapie intensivă. Deci, din punctul acesta de vedere, este o presiune. Și de aceea cred că de foarte multe ori constant au fost apeluri din partea personalului medical către populație să respecte măsurile de siguranță. Doamna Manolescu, vă mulțumim frumos pentru discuție, mult succes în ceea ce faceți, să ne auzim sănătoși! Mulțumesc, sănătate multă vă doresc, la revedere! Mulțumim, toate bune! Domnule Ceban, pentru medicii din România, vaccinul practic a reprezentat speranță. Vă întrebăm cum se decurge, de fapt, nemijlocit și pregătirea cadrelor medicale din Republica Moldova către procesul de vaccinare și dacă ce avantaje ar aduce această primă etapă, această vaccinare, aduce poate o mobilitate mai mare în rândul cadrelor medicale sau ce avantaje ar presupune începerea imunizării? În primul rând, ar fi protecția acestui personal, care este indispensabil și este prețios pentru fiecare dintre noi. Fiecare caz tratat își are lucrătorul medical al său, da? Fiecare persoană i-a adus o speranță acest lucrător medical. De asemenea, deci este foarte important ca noi să acoperim cât mai mulți lucrători medicali cu vaccin anti-COVID-19. Vorbim despre eficiența vaccinului, deoarece vaccinurile aprobate de către Agenția Europeană a Medicamentului au fost în jur de 95% pentru vaccinul Pfizer-BioNTech și pentru vaccinul AstraZeneca este de la 60-90% în dependență de studii. Și este un vaccin eficient care este disponibil, doar îl așteptăm cu mare nerăbdare fiecare dintre noi. În jur de mijlocul lunii ianuarie au fost deja efectuate instruiri pentru lucrătorii medicali referitor la vaccinarea COVID-19. În primul rând, informațiile generale, ceea ce este la moment disponibil la nivel mondial și ulterior la nivel de administrare a acestui vaccin, manipulare, cum se menține în lanțul frig și care ar fi procesul de monitorizare a acestor vaccinări. Vorbind în logica celor expuse, fiecare dintre noi deja practic a fost sensibilizat asupra procesului de vaccinare anti-COVID-19, doar că are careva semne de întrebare la
cum vom proceda cu vaccinul AstraZeneca, cum vom proceda cu vaccinul Pfizer-BioNTech, și sunt două produse total diferite, dar care au un singur scop de prevenire. Acestea sunt diferențe minore, care sunt ușor de manipulat în cadrul instituțiilor medico-sanitare. O noutate este și sistemul de evidență electronică a populației. Cum va fi, de fapt, folosit în acest proces de imunizare? Spre exemplu, la moment avem și sisteme informaționale integrate în asistență medicală primară, dar și avem registrele, da, de care ne-am obișnuit să le vedem, cele de hârtie. Acum se fac maxim posibile eforturi să avem o monitorizare electronică a persoanelor vaccinate, deoarece înțelegem foarte bine că sunt nevoie de două doze, astfel este puțin dificil de a avea această raportare în timp real. Fiecare dintre noi își imaginează care va fi și această nevoie de surse de date de timp real acum la moment. De aceea, practic, ne-am ajustat toate eforturile și vom avea o monitorizare calitativă din partea sistemului de sănătate, dar vreau să menționez că toate rigorile de păstrare a confidențialității sunt expuse. Vom avea raportate numere, da, agregate și nu liste de persoane, ceea ce este destul de important pentru a se înțelege. Și pentru a se înțelege, vă rugăm, domnule Ceban, să veniți cu anumite clarificări în ceea ce privește cum, care este efectul pe care îl are în esență un vaccin. Pentru că sunt încă foarte multe mituri legate de asta. Nu neapărat mituri, dar mai mult insuficientă informație sau cel puțin o neglijență din partea populației. Care este efectul pe care și-l presupune avea un vaccin atunci când vorbim despre imunizarea populației în ceea ce privește limitarea unei pandemii? Primul semn de alarmă a fost din partea unor autorități care au spus că nu este important vaccinul, este important procesul de vaccinare. Pentru că la un moment te poți trezi că n-ai vaccinul în stoc, dar deoarece nu l-ai administrat, efectul său el nu și l-a făcut. Vaccinul are un singur scop și este de prevenirea maladiei. Deci nu mergem pe tratarea cazurilor, nu ajungem la careva consecințe. Ajungem la un moment cheie în care noi prevenim infecția. Atât doar. Și cu cât mai multă populație va fi vaccinată, cu atât mai greu îi va fi virusului să se răspândească. Vorbind despre efectele adverse care reprezintă un semn de îngrijorare pentru populație, vă spunem care este experiența României și care a spus-o și doamna director. Putem spune și sursele de date pe care le avem. Deja Israel a vaccinat practic o treime din populație și putem vorbi despre eficacitatea acestui vaccin care a demonstrat, vădit că a scăzut morbiditatea în rândul persoanelor vaccinate. Deci efectele adverse care sunt în urma vaccinării înregistrate, spre exemplu în România, au fost minore sau moderate. Și acestea sunt la durere la locul injectării, dureri musculare, oboseală, poate fi febră, dar toate sunt recuperabile într-o zi, două. Cu toate că, luând pe aceeași balanță, în cazul de COVID-19, persoana infectată poate ajunge la consecințe grave până și la deces. Cu toții știm că avem peste 3.000 de decese în Republica Moldova, ne mai vorbim de milioanele din lumea întreagă. Rămânem conectați nemijlocit și pe măsurile de prevenție, dar și pe resurse. Ne gândim la resursele spitalicești, facem un tablou al momentului cu domnul Boris Gâlcă, șef adjunct Direcția Sănătate și Protecție Socială, Primăria Chișinău. Bună seara, domnule Gâlcă! Bună seara, vă salut! Mulțumesc pentru invitație din nou la această frumoasă și importantă emisiune. Mulțumim, domnule Gâlcă. Deci, la aproape un an de control al pandemiei și încă în așteptarea unui vaccin, vă întrebăm care sunt resursele spitalicești ale Chișinăului. Nemijlocit ne referim la acele instituții medicale cheie ale capitalei. Resursele spitalicești sunt aceleași care le-am introdus gradual în circuit. Avem spitale pentru adulți, avem spitale pentru copii, avem trei spitale pentru adulți, avem două spitale pentru copii, în total cu o capacitate de 1200 de paturi.
Noutatea bună este că, iată, deja în a cincea săptămână înregistrăm o descreștere a numărului de pacienți internați în spitale. Deci avem patru și avem chiar patru în terapie intensivă, ceea ce nu am mai avut niciodată. Discutăm chiar cu Ministerul Sănătății despre o strategie de ieșire graduală a unor spitale din circuitul COVID, iar zic gradual, dar cu posibilitatea și de a reveni cât mai curând în caz de necesitate, într-un termen de 24 de ore, de a activa din nou acele spații, dacă vom avea o evoluție epidemiologică negativă și vom avea mai multe cazuri, inclusiv cu tulpina nouă a acestui virus. Suntem preocupați acum împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, suntem preocupați la pregătirea către imunizarea anticovid. Cunoașteți că Ministerul a elaborat acel plan național de vaccinare anticovid. Este un document, un document de ghidare pentru noi. Am pregătit resursele pentru vaccinare în Chișinău, în cunoștință de cauză că cele mai multe cazuri numerice de vaccinare vor fi în Chișinău. Respectiv vom avea nevoie de mai multe spații, de mai mult personal medical, de mai multe spații pregătite. Am demarat deja procesul de instruire al personalului medical care va fi implicat în vaccinare, formarea echipelor de vaccinare, elaborarea sau pregătirea listelor de așteptare. La prima etapă se vor vaccina lucrătorii medicali, respectiv în instituțiile unde activează. Am pregătit pentru prima și a doua etapă cabinetele de imunizare în instituțiile medicale, în mare măsură în asociațiile medicale teritoriale, în centrele medicilor de familie din municipiu, în centrele de sănătate din suburbii, și consider că este un proces continuu. Îmi asum responsabilitatea să spun că astăzi Chișinăul este pregătit pentru demararea vaccinărilor. Desigur că cooperăm cu colegii de la Minister, de la Agenția Națională de Sănătate Publică pentru acel lanț logistic de recepționare a vaccinurilor pentru vaccinare. Și iată că chiar zilele următoare, miercuri, vom avea un exercițiu de simulare pe procedura, pe segmentul de recepționare, transportare, depozitare, deci a vaccinului. Sper că va fi un exercițiu de simulare public unde și mass media o să poată lua parte. Pentru Chișinău această simulare se va face în Asociația Medicală Teritorială Buiucani. Mulțumim, încercăm să fim martori la acest eveniment. Domnule Gâlcă, în același timp, imunizarea 20% în prima etapă. Vă întrebăm cum ar ușura sistemul medical? Cât de mult ar lua din greutatea momentului? Enorm. În primul rând, va veni o mai mare siguranță pentru tot ce întrunați în sistemul medical, pentru toți angajații din sectorul medical. Le va da această siguranță și deci nu vom diminua, numărul de noi infectări în rândul personalului medical. Noi suntem foarte îngrijorați de faptul că, necătând la toate măsurile de protecție, la toate cele instruiri, la bunele cunoștințe și conduita de prevenire pe care o implementează cadrele medicale, noi zilnic continuăm să înregistrăm încă număr mare de personal medical care se infectează. Asta înseamnă că acest personal medical iese din circuitul serviciilor medicale. În continuare
avem presiune cu insuficiența cadrelor medicale. Iată că vaccinarea este ultima sau unica, pardon, este unica soluție de a securiza, dacă vreți, sistemul medical, de a da tot suportul pentru lucrătorii medical, de a se implica cu aceeași dedicație în tratamentul, în managementul pacienților cu COVID. Pe de altă parte, sperăm foarte mult ca foarte curând Republica Moldova să se implice și în stadiul 2 și în stadiul 3 pentru vaccinare. Desigur, asta este condiționat de disponibilitatea vaccinurilor și a numărului de vaccin care vor sosi în perioada imediat următoare în Chișinău pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, consider că Republica Moldova trebuie să-și securizeze rezervele de vaccinuri din orice sursă, de la orice producător validat. Pentru noi este important ca să avem disponibil vaccinul. Nu ne interesează și nu este corect să abordăm de la care producător, din care țară, indiferent. Deci vaccinul este același. Deci acțiunea este aceeași de imunitate, este important ca acest vaccin să fie validat în Uniunea Europeană, să fie aprobat și validat de OMS. Respectiv, eu cred că dacă acum noi vorbim de trei potențiale vaccinuri, mult discutate în mediul public, Pfizer, Moderna și iată deja și AstraZeneca, Oxford, foarte curând vor apărea și alți producători validați și alte denumiri și din alte țări. Deci nouă nu ne rămâne decât să ne bucurăm de o accesibilitate mai sporită și important ca această accesibilitate să fie valabilă cât mai curând pentru cetățenii din Republica Moldova. Domnule Gâlcă, nemijlocit, ați menționat anterior despre aceste necunoscute pe care le-ar putea aduce și noile tulpini de coronavirus. Vă întrebăm ce îngrijorări ar fi legate de mutația acestor tulpini în ceea ce privește controlul pandemiei? Este o întrebare dificilă și pentru mine, este un subiect dificil și pentru colegii mei de la Sănătatea Publică, pentru tot personalul medical. Înțelegem că, iarăși, din sursele internaționale, din situația din alte țări, că pot fi mai multe tulpini de mai multe țări de origine, că ar fi mult mai contagioase, cu o răspândire mult mai rapidă. Este important ca noi să înțelegem un lucru, că indiferent de tulpina acestui virus, cel mai important rămâne măsurile de protecție și, indiferent care este tulpina, protecția și restricțiile rămân aceleași. Da, noi înțelegem că astăzi în Republica Moldova avem o capacitate redusă de a depista noile tulpini. Colegii de la Ministerul Sănătății, de la ANSP, au demarat exerciții de colaborare cu alte țări și în special cu Institutul Koch din Germania pentru a remite acolo anumite probe, anumite exemplare pentru a face o testare selectivă, ceea ce este corect epidemiologic, ceea ce fac și multe alte țări. Dacă vreți părerea mea, acelor care nu sunt epidemiolog, eu cred că pentru sistemul medical rămâne important alerta în această privință, rămâne important simptomele medicale ale acestui virus, care în mare măsură sunt aceleași, și iar zic, este importantă solidaritatea și respectarea regulilor stricte, respectarea strictă a regulilor de către populație, și anume portul corect al măștii, evitarea aglomerațiilor, igienizarea,
Și nu în ultimul rând, ceea ce nu se prea vorbește în spațiul public, s-a cam uitat despre faptul să nu ieșim fără treabă în stradă. Să nu ne părăsim casa dacă nu avem o strictă necesitate. Și acută necesitate. Domnule Gâlcă, vă mulțumim frumos pentru mesaj. Urmează într-adevăr să urmărim felul în care vor evolua lucrurile nemijlocit. Sperăm să mai avem posibilitatea să discutăm în cadrul altor dialoguri. Mulțumim, toate bune! Vă mulțumesc și eu! La revedere! Domnule Ceban, cu referire la această comunicare pe care o are nemijlocit Republica Moldova cu alte state, în ceea ce privește nu doar mutațiile virusului, dar tuturor noutăților care apar legate de pandemie, cum are loc această comunicare? Sunt careva platforme internaționale la care au acces practic toți specialiștii din toate țările. Vorbim de surse importante din partea Organizației Mondiale a Sănătății, din partea Centrului European de Control a Bolilor, ECDC, și desigur CDC Atlanta. Deci aceste trei sunt practic cele mai importante. Sunt și altele, ca colaborarea care o avem cu Institutul Robert Koch și alte instituții științifice. Sunt distribuirea informațiilor actuale și rapide între cele două părți, adică între Agenția Națională pentru Sănătate Publică și un institut anume. În cazul în care apar careva momente importante în controlul pandemiei 19 sau careva provocări, de asemenea acestea sunt expuse expres către noi. Noi asigurăm și datele, le raportăm către OMS și SDC pentru a face o cartografiere a ceea ce se întâmplă acum la moment. Este destul de esențială această colaborare pentru a înțelege toate mecanismele și toate procesele care au loc la nivel global. Și pentru că suntem la finalul acestei ediții, care sunt acele obiective de viitor, obiective imediate pe care și le propun autorităților în controlul pandemiei? Primul obiectiv și cel mai important, practic ar spune scop, este vaccinarea populației și vom iniția vaccinarea populației cu vaccinuri sigure și eficiente. Deja, practic, vom dispune de unele loturi de vaccinuri în timpul apropiat, la mijlocul lunii februarie, și cu multă nerăbdare așteptăm acest proces și a avea o acceptabilitate cât mai mare din partea populației generale și a specialiștilor. Mulțumim pentru participarea în această emisiune. Vă mai așteptăm să vorbim nemijlocit despre aceste evenimente. Doamnelor, mulțumim. Domnilor, fie că vorbim despre forma inițială a virusului SARS-CoV-2, fie de mutațiile acestuia, un lucru este clar. Ceea ce nu s-a schimbat este modalitatea în care se transmite. Deci să rămânem concentrați pe măsurile de protecție. Mulțumim pentru atenție. Toate bune!